Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici, la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Dacă aruncați ochii pe geam, să vedeți că a ieșit soarele, a răsărit. Bună dimineața, Rosi, și mulțumesc că ești alături de mine și în această dimineață. Și cu toții ne aducem aminte, dragii mei, că nu cu foarte mult timp în urmă, acum o săptămână, afară era întuneric când noi începeam să transmitem în direct de aici, din sufletul municipiului Deva, reședință de județ, credem. Da, nu știm sigur dacă mai e reședință de județ sau nu. Asta rămâne de văzut. Cred că ne transformăm într-o comună, nu știu. Bună dimineața, Nicol! Bună dimineața, soare! Bună dimineața, dragii noștri! Mă gândeam la comentariul tău. Păi încă mai suntem reședință de județ. N-arătăm. N-arătăm e una, dar faptul că toate instituțiile administrației locale, județene și guvernamentale sunt aici, asta conferă titulatura de reședință de județ, nimic altceva, din păcate. Tot la rămânem și vedem în a doua parte a emisiunii, dragii mei, dacă s-a mai asfaltat ceva. Oare și ceva? Da, eu cred că nu. Dar rămânem în a doua parte a emisiunii să povestim despre ce se mai întâmplă pe aici, pe la noi, pe acasă, că lucrurile nu stau, se pare că foarte așa frumos. Mi-am pus ochelarii, că vreau să citesc. V-ați prins. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi, dăm citire și mesajelor imediat, dar înainte de a da citire mesajelor, vreau să felicităm, am făcut-o și vineri în emisiunea cu Doinel Hândorian, dar vreau să vadă și Nicol și să vedeți și dumneavoastră, dragii mei telespectatori, că hunedorenii noștri ăștia așa frumoși și mândri și tineri ne fac mândri. A fost festivalul Geleustan, Sala Capitol din Timișoara. Mulțumesc, Rosi. A fost gazda festivalului concurs Geleustan, așa cum vedeți, cei care n-ați aflat, al nostru hunedorean, Vlad Lință, a câștigat trofeul, marele trofeu Geleustan. Avem câteva poze în care îl vedem zâmbind, îl felicităm din toată inima și mulțumim că lui și familiei lui și celor care îl susțin, că acest tânăr minunat nu se oprește, dragii mei. Asta e foarte, foarte frumos. Rosi, dacă avem și materialele cu sunet, haideți să-l auzim în momentul în care îl anunță. Nu-l avem. În momentul în care îl anunță câștigător, au fost... Festivalul este organizat de Centrul de Cultură și Artă a județului Timiș. Au fost ediția a șasea, dragii mei, tineri interpreți din 12 județe ale țării au intrat în competiția festivalului concurs, prin care este omagiat muzicologul și dirijorul Geleustan. La preselecție au fost înregistrați 70 de concurenți, din care au rămas 17. A fost un... găsiți pe Facebook, pe pagina de Facebook al lui Vlad, dragii mei, momentul în care a fost anunțat câștigător, momentul în care am aflat că Vlad aduce acasă, în județul Hunedoara, acest trofeu. Nu e nimic întâmplător în viață. Nici nu mă așteptam să nu câștige. Cred că va câștiga toate concursurile și toate provocările care vor fi organizate și de acum. Uite că avem și materiale. Mulțumim, Rosi. Foarte frumos. Este momentul în care, dacă dăm și sonor... Este elev la Colegiului Catena Galilean
ai câștigat marele premiu, îți doresc să ajungi general, așa cum și eu când am început să cânt la școala populară de artă, n-am știut că o să ajung președintele Consiliului Județean. Îmi cer scuze că intru peste dumneavoastră, se pare că sunt mai vorbăreț decât doamna legislatoare, dar vreau să mă primesc și eu pe... Draga noastră, Felicia Stoian a prezentat spectacolul, am văzut pe Vlad alături de doamna Elize Stan pe scenă. Dragii mei, încă o dată, mi s-a făcut pielea de găină așa și vorba ta, Nicol. Să sperăm că e doar Vlad... începutul. E doar începutul. Da, va avea o carieră foarte, foarte frumoasă. Eu sper să reușească să termine și liceul militar. Are bacalaureatul... La câte invitații, sau nu, nu școala militară, că a terminat liceul, nu? Nu, nu, e în ultimul an, e la în ultimul liceu an. Militar la Alba Iulia. La câte invitații va primi și la câte concursuri și ce muncă este în spate, pentru că nu te urci pe scenă și dai din gură și salut. Nu, trebuie repetiții, trebuie... E o artă, e o mare provocare, trebuie să știi cum să respiri, trebuie să știi cum să nuanțezi, trebuie să știi pe ce pui accent, trebuie să știi cum scoți în evidență versurile cântecului, cum transmiți mesajul. Eu nu sunt fan, acum telespectatorii noștri știu, eu nu sunt fan așa ca Ioana al muzicii populare, dar când l-am auzit pe Vlad, am zis, Dumnezeule, copilul ăsta este un fenomen. Parcă avea 17 ani, nu, când l-am auzit prima dată, tot datorită Ioanei. Bun, deci... Începe și festivalul concurs Drăgan Muntean, dragii mei. Și acolo o să vedem, cred că, o mulțime de tineri care vor dori să câștige trofeul și a devenit deja tradițional festivalul și festival concurs transformat în concurs, da? Inițial, acum și de ani, nici nu mai țin minte, pe vremea lui Mircea Moloț, când era președinte al Consiliului Județean, mare fan și bun prieten al lui Drăgan Muntean, încă trăia Drăgan Muntean când s-a inaugurat, dacă pot să spun așa, festivalul de pe dealul Cornetului și între timp s-a transformat și în festival concurs. De mare, da. Zice Rosi, că a fost dinaintea domnului președinte Moloț. Nu mai știu, aici începem să pierdem... începem să pierdem... Da, vom elucida. Da. Uite, astea îmi place, pentru că ei sunt ochii și urechile mele din trecut, pentru că eu nu sunt hunedoreancă. Îmi aduc aminte că am fost chiar la prima ediție, ediția inaugurală. La Cornet, în dealul Cornetului. Stabilit, știu că povestea și maestru Pera Bulz, da, s-a ținut o ediție și la Hunedoara. Țin minte că eu ei povestesc de dealul Cornetului. De dealul Cornetului. Sigur că da, e vorba de localitatea în care s-a născut Drăgan Muntean. Drăgan Muntean. Cert este că Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara organizează și în acest an ediția a 11-a Festivalului Concurs de Interpretare Vocală a Cântecului Popular Românesc Drăgan Muntean. Au început înscrierile, dragii mei, și de-abia apucăm în perioada 17-19 aprilie, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, se va desfășura acest festival concurs la Teatrul de Artă din Deva. Așa cum ne-am obișnuit, de-abia apucăm să înceapă preselecția. Mi-aduc aminte anul trecut că vă trimiteam eu prezentă la balcon, undercover. Am filmări pe care nu le are nimeni, dacă ne aducem aminte, pentru că eu mereu mă ascund așa pe după câte un perete, să nu-i deranjez și să
îi văd cum se pregătesc, vor urma repetiții, da, tineri din toată țara sunt atât de simpatici și atât de... Nu știm dacă Vlad s-a înscris la concurs încă, a fost invitat aici, nu știa exact dacă se va înscrie sau nu, anul trecut a luat premiul 2. Vedem, dar e un an foarte greu pentru el, pentru că anul ăsta are și bacalaureatul. Vlad, da, te felicităm, noi, echipa Hunedoara 1 TV, te iubim, oricând te așteptăm cu brațele deschise aici la noi, acasă, la Dale Dimineții și nu numai. Suntem alături de tine cu sufletul și de fiecare dată încercăm să-ți aducem așa o energie pozitivă. Tot în, n-am să pot uita totuși interpretarea lui La Țebea de anul trecut. Ți-aduce aminte? Dumnezeule, deci toată suflarea mine, toată lumea a înțepenit. Toată lumea era blocată, perplexă. Știi, când a început să cânte la microfon, imnul lui Iancu, vai de mine. Tu erai suns. Eram, da. Tu ai plecat de la cortul unde noi ne-am stabilit, tu erai sus, mi-aduc aminte că lumea circula, era o adevărată forfotă la poalele Panteonului. Și n-am să pot uita clipa în care s-a auzit vocea lui, da, Vlad. Da. Toată lumea s-a oprit în loc și întreba cine cântă, cine cântă, și cine e vocea. Se circula pe acolo, da, în s-a fața... S-a oprit lumea, da, pur și, da, simplu, da, în loc. Deci, lumea și timpul, știi? Nimeni nu mai mișca, parcă nici să respire nu cutezau. Deci toți eram așa și... câmpul ăla deschis. Da. Deci tu îți dai seama cum s-a auzit? Wow! Nemaipomenit. Eu am pierdut ediția din anul precedent a Țebei, fiindcă eram plecată din țară. Ultima mea imagine de la Țebea a fost acea câmpie goală, când am fost cu Rosi la depunerea de coroane. Nu o să uit niciodată în pandemie. Am fost de-a dreptul sufocată de atâta libertate, de atâta de goliciunea care era la Țebea. Și anul trecut am văzut atâta lume și atâția români adunați acolo, parcă sufletul meu a înviat la viață. A fost așa o minune pentru mine. Dar în momentul în care Vlad a început să interpreteze imnul lui Iancu, a fost ceva, acele minute, parcă într-adevăr lumea, timpul și totul s-a oprit în loc. Da, e adevărat, am încercat să-i spun lui Vlad asta, nu știu cât a înțeles el, cât a fost de impresionant pentru el, că vezi, na, ei prinși acolo în activitățile lor, poate nu reușesc să surprindă energia oamenilor. Are o voce minunată. Era și în uniforma. Da, în uniforma militară. Vai, deci, da, îți dai seama că, da, dintr-o dată inimile tuturor, că erau și reprezentanții armatei și s-au umplut așa de mândrie și de... Nu m-am hotărât încă care parte îmi place cel mai mult la Vlad, costumul popular sau uniforma militară, știi? Deci sunt impresionată de ambele imagini ale lui Vlad. Sperăm să le facă pe amândouă. Da, să-i dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc, Rosi. Și da, aici o imagine, un filmuleț, Rosi, de anul trecut. Și nu întâmplător, vrem să-l felicităm și pe maestru Câlțea. Ieri a fost ziua domniei sale de naștere. Mulțumim pentru toată activitatea pe care dumneavoastră o prestați acolo la ansamblul profesionist Drăgan Muntean, acolo în fața celor care sunt comori ale județului Hunedoara, tot de la Țebea o imagine frumoasă, îl vedem zâmbit. Maestre, la mulți ani, să-ți dea Dumnezeu multă sănătate, multă putere, să fii lumină, așa cum am scris ieri pe Facebook, și ghid pentru acești tineri minunați pe care îi ajuți să meargă mai departe și îi ajuți să ajungă pe cele mai înalte și mai frumoase scene ale
țării, ale lumii, pentru că, uite, tineri precum Vlad, cu ajutorul domnului George Câlțea, maestrului George Câlțea, cu ajutorul managerului de la Centrul de Artă, de Cultură și Artă a județului Hunedoara, domnul Ciprian Roman, uite, acești tineri minunați merg și ne fac mândri că suntem hunedoreni. Mândri că suntem hunedoreni, ne reușește să ne facă și conducerea Consiliului Județean, nu știu, fac ce fac și fac lucruri tot mai faine. Lucruri pe care le-au început acum câțiva ani și aici poate să ne ajute Nicol. Acum câți ani a început reconstrucția Nicola Spitalului Județean? Că tu, cu modernizare siguranță... și recondiționarea așa? Secțiilor, da, sunt câțiva ani, 3-4 ani, pe fonduri europene, cu cofinanțare locală. Important este că s-au modernizat mai multe secții, iar cel mai important este faptul că vineri a fost inaugurată și noua unitate de primiri urgente, UCU Deva, urgența din Deva. Consider că este una dintre cele mai moderne din țară, pentru că a fost concepută tocmai în acest scop. Spitalul Județean de Urgență din Deva avea nevoie de o secție modernă. Și investiția, vreau să vă spun, nu o să vă vină să credeți, în jur de 10 milioane de lei, asta înseamnă vreo 2 milioane de euro, la care se mai adaugă vreo 800 de mii de lei în dotare, în aparatură, dar totul este la vedere, totul este deschis, este o secție cu circuit funcțional după normativele europene. Materialele folosite sunt la standarde europene. Foarte important, ai secție de urgență pentru copii, deci se face triaj, nu mai este la grămadă acolo, te duci și aștepți și cu copil, și cu bucățel, și cu purcel, și cu neamul, și cu... Nu mai este așa. Există o sală pentru aparținători, dotată cu un dispozitiv, fiecare pacient va primi un cod și prin intermediul acelui dispozitiv aparținătorii introduc codul și știu unde este pacientul, la ce secție a fost dus, ce investigații îi se fac. Deci nu te duci să întrebi sau bați la ușă, nu vă supărați, știți, soțul meu pe unde este sau copilul meu, ce s-a întâmplat cu el sau mai știu eu. Deci foarte modern, foarte modern și totul este la vedere, luminos, pacienții sunt monitorizați în permanență, nu mai știi, secția, ai anexa cu Tărescu, cu tare salonul, cu tare, cu tare, ți-a pus o perfuzie, a închis ușa și a plecat și a uitat de tine. Și a plecat și te-a lăsat acolo. Da, da, da. Acum nu, totul este la vedere și, într-adevăr, cu aparatură modernă. Mai durează vreo 2 săptămâni până când se obțin toate avizele și din partea DSP, Direcției de Sănătate Publică, și din partea ISU. Deci ultimele detalii, știi, pentru... A putea fi dată în folosință. Și va fi dată în folosință, da. Acum, nu. Se pare că medicii, exact cum spunea Lucian Miron, doctorul medical. Directorul medical. Directorul medical, da. Acum medicii nu mai au de ce să se plângă, pentru că au tot ce le trebuie la dispoziție. Important este să se creeze acea empatie între medic și între personal și pacient, pentru că cei care vin acolo îți dai seama că nu vin doar de dragul. Acum s-ar putea să dea năvală numai ca să vadă. Să vadă, da, 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 care da, sunt condițiile. Putea, da.
Există și o secție pentru urgențe mici, urgențe ușoare, adică să nu blochezi activitatea urgenței pentru o mică tăietură care are nevoie de un bandaj, pentru o tabletă, știu eu, că te doare măseaua sau pentru un vaccin. Ne spune Rosie, asta e sala de așteptare? Da, da, aici este triajul, cum ar veni, sala de evaluare, văd că scrie acolo. Eu nu am fost prezentă, da, eu am fost plecată la Hunedoara, la Bursa. La Bursa Locurilor de Muncă. Aici apare unde sunt pacienții, deci aici pe televizorul acesta, acolo, monitorul acesta, vor apărea codurile, ca să știți. Da. Dacă tu știi codul în momentul în care ai adus pacientul, însoțitorul primește și codul, adică un număr. Ai văzut că acum se poartă Rosie, codurile. Mulțumesc. Ai văzut că acum se poartă codurile, cod la examenul de bacalaureat sau la simulări sau la, știi, ceea ce mi se pare normal să știm, da. Sigur că da. Atunci, Consiliul Județean Hunedoara, programul Regio, modernizare, extindere și dotare exact la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva, valoare contract, lucrări 9.093.000, aproape 10 milioane de euro, exact cum am spus. Valoare, este o clădire, este 778.000, aproape 800.000, am spus mai înainte. Este o clădire ridicată de la zero. De la zero. Da. Nu a fost nimic modernizat. Nu. Este o clădire nouă, pentru că spitalul este vechi, este construit după alte planuri. Acum vedem în imagini, mulțumesc Rosi, domnul președinte, cred că va arăta, ferească bunul Dumnezeu, eu chiar n-am fost. Nu, astea sunt secții vechi, clădiri vechi, ridicate în anii. Asta e clădirea administrativă. Aici e clădirea administrativă. Aici lucrau directorul și toți din administrația spitalului. Vreau să spun că niște condiții de sala de ședințe era într-o fostă. Ce se va întâmpla cu clădirile acestea? Vor fi demolate. Demolate, nu reparate. Nu mai ai ce să... Să mai repari din ele. Nu mai ai ce să repari, pentru că nu mai prezintă siguranță. Și spline de igrasie, cade tencuiala, exact cum spuneam, spațiile foarte mici, înguste, întunecate. No, păi birouri amenajate în foste băi și asta e clădirea administrativă. Foarte important că și și ei se vor muta în clădirea nouă? Clar, clar, la etaj au și ei spațiile lor, în sfârșit vor, cum să spun, le va crește un pic stima de sine, știi? Uite, văd acolo, n-au pus bibliorafturi pentru că este pur și igrasie, simplu putrezeau. Ți-am zis, da. Doamne, da, ce condiție. Este igrasie, da, da. Da. Bun, deci au spus cam într-o lună, cam așa spunea președintele Laurențiu Nistor și administratorul public Costel Avram, cam într-o lună vor dispărea cele două clădiri. Și încă n-au făcut un proiect, dar sigur se vor crea locuri de parcare pentru că este aici nevoie. Aici se vor muta, mulțumim, Rosi. Da. Altă respectul viață. De sine crește. Exact cum ți-am spus. Acum te întreb, Nicol, în câți ani, că tu știi cu siguranță câți ani a durat ridicarea acestei clădiri de la OPU? Un an și un pic. Un an și un pic. An și un pic. Nu, stai, că spunea ceva domnul Laurențiu Nistor. Anul trecut, în martie, au inaugurat cardiologia. Secția nouă, nu. Secția nouă de internări de o zi. Internări de o zi. Da. Dar au inaugurat și pediatria fost, și cardiologia da, între bine, timp. Dar eu ziceam în zona aceea și au transformat-o în secție de urgență până când
terminau urgența pe care au inaugurat-o vineri. Iată, tot după un an și tot în martie, știi, s-a întâmplat. Noi, eu nu înțeleg deci oamenii ăștia cum au reușit să facă într-un an un spital și noi, și noi n-avem șosea și într-o lună. Și numai cu 2 milioane de euro, închipuiește-ți. Parcul de joacă din Deva, cel modern și care urmează să fie și el inaugurat zilele astea, nu știu, s-ar putea să greșesc, dar cred că e de vreo 2-3 ori mai scump decât investiția. N-ai căutat, povesteam, cât a costat cantina socială? Păi, din câte mi-a spus Natalia Bumbac, colega noastră din presă, este proiect aprobat de Consiliul Local de renovare și modernizare a cantinei sociale, ci că costă de renovare și modernizare, deci nu de construit ceva nou. Am înțeles. Deci pe vechea structură, dregi. Așa. Crăpăturile și ce mai este pe acolo, ci că vreo 5 milioane de euro. Or fi de lei, mă, Nicol. Bă, nu știu, dar Natalia nu cred că greșește. Vom Natalia verifica, nu cred că greșește. Dragii mei, dacă da. E așa. Am citat-o pe Natalia pentru că a spus că a și scris despre lucrul ăsta și n-am avut timp să mă documentez, dar mă voi documenta și în emisiunea viitoare vom vorbi, chiar dacă este postul Paștelui, să știți că nu spunem cu răutate. Niciodată da, nu n-am e spus nicio cu răutate. Dar am făcut o comparație pentru că așa e frumos să te gândești totuși la banul public, că și banul de la Uniunea Europeană este tot ban public, dar milioanele de euro din bugetul local, din bugetul devenilor, este de 10 ori mai public, dacă pot să spun așa, adică are o valoare mult mai mare. Pentru că, exact cum spunea Sorin Maxim, directorul general de la ADR Vest, la Spitalul Județean, s-au investit bani, nu s-au cheltuit. E o mare diferență între a investi și a cheltui niște fonduri. Da. La Deva se pare că se cheltuie niște fonduri și se investește mai puțin. Știi? Acum nu știu cum se cheltuie. Că s-o fi ajuns la fundul sacului? Nu știu că au rămas... Știi bârfele din oraș? Da, mi-ai zis, de la tine le știu. Dragii mei, nu știu ce să zic. S-a început înainte de 1 martie, dacă vă aduceți aminte, că o săptămână înainte de 1 martie au început să rașcheteze asfaltul în zona Dorobanți. De 1 martie ne-au făcut un cadou și rașchetau pe repede înainte pe aici, pe bulevard. Au ajuns până la intersecția care merge către gară, au dispărut utilajele, noroc de la Dumnezeu că s-au cărat, că nu s-au mai dus în față, că meream așa până la ieșire din oraș. Da, acum hârtâcă, deja e, nu știu ce să mai zic, mie mi se pare ciudat că arată mult mai rău Rosii drumul decât avem noi imaginile, pentru că între timp s-a degradat, ploile, aceste gropi au devenit adevărate cratere, abia trecem dintr-o parte în alta, dar mie mi se pare suspect că nu vine nimeni să ne spună când se va începe asfaltarea electorală. Eu păi tot îl rog pe domnul firma... primar sau să vină la un matinal să ne povestească, să ne spună, dragii mei deveni, stați liniștiți că în 3 zile, în 4, într-o lună, da, măcar să știm. Dar eu chiar îl rog să vină să ne spună, să ne, uite, vom asfalta până în data de, vom face, nu știu, a intrat într-un con de umbră administrația locală. Nimeni nu mai zice nimic, nu știu ce se întâmplă acolo. Nici la ședința de vineri, Consiliului Local nu a participat nu a fost. Primarul. N-a fost nici la inaugurarea urgenței, se știe doar că primăria Deva a contribuit substanțial cu fonduri de la bugetul cel local pentru pandemie, dotarea unor sechii au din spital. Dat bani. Nu știu ce se întâmplă, de ce nu iasă public, n-am văzut niciun comunicat în care să ni se spună... Dar ce trebuie să știi? De ce trebuie să știi? Bârfa străzii.
Deci trebuie să știi ce păi vreau are să știu, de Maria. Exemplu, de ce nu sunt lumini pe centru. Au fost date jos lămpile, parte din ele se modernizează ceva? Păi probabil trebuie schimbate, Ioana, că dacă s-a ars o lampă, trebuie să o schimbi. Mamă, nu acum mai sunt corpurile de iluminat. A, deci nu doar becurile le-au luat. Nu doar becurile. Deci au dispărut pur și simplu parte din corpurile de iluminat. Facem economie. Poate e turnat, e bloc, știi? Și nu poți să schimbi. Ia uitați-vă. Presupunem, nu mai știm. Și nu poți să schimbi doar becul, schimbi angrenajul cu totul. Mă, despre, uite, vezi, am spus eu, arse să trebuie înlocuite, dar ai nevoie și de bani pentru chestia asta. Zici? Da. Da. Și nu, dacă Nicol zice, noi o credem. Dar de ce nu vine cineva de la, cetatea nu mai e luminată? Da, mai scrie deva acolo. Dar nu mai vedem nimic, nu știu dacă mai scrie de la sus, că nu se mai vede, fiindcă e... Literele acelea... Au dispărut! Uite, Rosi, au costat o grămadă de bani, dar chiar au dispărut! Că vă spun povestea! Le știi? Alea care seamănă cu Hollywood? Dar unde sunt? Că nu le mai vedem! 1999 am lucrat la primăria Deva, la biroul de relații... Dai primăria, numai puțin, primăria iluminată. Păi nu, aia trebuie să fie lumea, să o nimerească, să nu cumva să treacă pe lângă ea, știi? Adică cine lucrează acolo la primărie să știe că acolo e primăria ca punct de reper. Am înțeles. Deci cu becurile e clar. Nu e clar. Culeg pe toate. Le... Nu e clar. Și după, mama, se va face lumină pe nou. Pe 9 iunie. Dar să facem lumină pe 10 mai, că începe campania electorală. Sau mulțumesc, nu, poate Rosie. Le vor lua așa. Pe toate, ca să nu mai vezi unde e secția de votare. Așa, mergem cu mașina. Eu zic să-l vorbim cu cineva, să pună muzică. Am eu niște prieteni, măcar să le facem și gândi. Uite, vorbim cu, nu știu, cu cine. Asta este. Deci e clar că este o campanie de strângere a tuturor corpurilor de iluminat arse sau defecte. Și după aceea, după ce le adună pe toate, încep să le pună înapoi pe toate, dacă vor fi și bani. Bârfa. Care este, apropo de străzi, de nu mai vezi nicio mașină? Constructorul și-a adunat angaralele și face lucrări unde? Ia, că nu știu. Rosie, tu ce ai făcut? Ai făcut discotecă. Pam, 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 nu mai ai dat. Pam, 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 uite-te. No, păi... Foarte tare. Suntem, asta e fraților, ceva de, un semnal pe drum... de alertă. Alertă, da. Da, da, da. Dă un SOS, cred că. Atenție. Pe trotuarele sunt hârta, că și cele noi nu mai știm ce une să le pare. Ioana, da, eu circul mult cu autobuzul și cu autobuzele astea noi. Ăsta s-a stins de tot, ăsta e de la 1900 toamna modelul ăla. Electrice, cred. Autobuze electrice. Am înțeles că repară la ele într-o veselie, pentru că toate se strică, se hârbuie, se hurducă, se... Păi nu l-au fabricat, nu știau la ce vor fi... Pentru ce străzi. Acei producătorii nu știau că se va rașcheta asfaltul. Da. Rămâne la litere, nu știm, le avem, nu le avem, povestea, că e întuneric. Povestea... Cum, 1990? 1999, lucram la primăria 99. Deva, ți-am spus. 99, da. La primăria Deva, 6 luni am lucrat la biroul de relații cu presa. Și Mircea Muntean era primar și el a zis, vreau... Literă ca la Hollywood. Vreau să se vadă de departe... Deva. Deva. Curt, pe doi. Nu, era și Petrică Muntean, director la birou, de fapt șef de birou, Petrică Muntean, redactor șef la Radio Deva, unde lucrasem și eu. Și mare arbitru internațional, kinolog. Și zice Petrică, nu, cum să facem? Cu cine să luăm legătura? Pe cine știm? Pe cine cunoaștem? S-a luat legătura cu o firmă din Hunedoara. A venit la discuții. Întâmplător îl cunoșteam și pe domnul Harabageu de la Hunedoara. Și... am stabilit ce dimensiuni, din ce material, cum să fie amplasate, cum să fie montate, cum absolut tot.
Vreau să-ți spun că omul și-a făcut datoria și într-o dimineață ne-am trezit cu toții ce frumos scria Deva. Nici în zi de astăzi Mircea Muntean n-a plătit Factura. factura. De asta cât a costat, cum a costat. Nu mă interesează pe nimeni. Dăm citire mesajelor și continuăm, dragii mei, cu pista de biciclete care se termină, dar stați puțin. Adrian Mureșan ne spune bună dimineața, o săptămână superbă vă doresc, la fel vă dorim și noi, dragii mei hunedoreni. Și țin să vă mulțumesc pentru primirea care mi-ați făcut-o la bursa locurilor de muncă. Am fost impresionată, am văzut că foarte mulți telespectatori din municipiul Hunedoara ați fost acolo și m-ați primit cu foarte mare căldură. Toate mesajele voastre mă încurajează să merg mai departe și vă mulțumim că sunteți alături de noi. La Hunedoara e pace și liniște și aveți trotuare și aveți drumuri și aveți evenimente. Aici nu mai avem nimic, fraților, la parcă am intrat într-o ea și lumina. Nu știu cine ne-o ia și de ce ne-o ia, dar nu vom afla decât după 10 iunie, O să 10 primim de de Paști, Paști. nu? Ai cu totul altceva. Constantin Padia, bună dimineața, doamnelor, sunteți minunate! Mulțumim! Bună dimineața, soare, să aveți o zi binecuvântată, superbe! Doamne, flori ale primăverii veșnice! Mulțumim, domnule Virgil Sevastru! Enea Vasile, bună dimineața! Nea Vasile, bună dimineața, săptămână frumoasă! Bună dimineața, Daniela Enea, o zi frumoasă și ție! Alexandra ne spune, bună dimineața, femei minunate, nu există niciun coș de gunoi pe bulevardul. De ce? L-am descoperit și Nicola, am avut și filmări. Da, Bezna, au Orașul pus, au Șantier pus Continuu, saci. așteptăm cu interes și nerăbdare măcar o explicație. Nu cred că vom primi, dar noi îl așteptăm pe domnul primar să vină să ne explice ce se întâmplă. Bună dimineața, doamnelor, ne spune Tanti Maria Hinz și mulțumim, Tanti Maria, că sunte, mulțumim că sunteți alături de noi. Îl salutăm și pe Edi, cu siguranță e alături de noi. Nu știm dacă ești plecat sau ești în zonă. Noi te salutăm și mulțumim că ne dai o bună dimineața. Gunoaiele le-am văzut, așa e. Nu știu. Au pus acum, au mutat sacul, nu mai este legat de stâlp, l-au legat de un alt stâlp, un pic mai ferit, știi, ca să nu mai Nu e fie. vorba de răutate, da, Nu, nu, e nu. vorba de bun simț. Mă simt tratată cu ignoranță, pentru că pur și simplu nu-mi spune nimeni ce se întâmplă și nu doar eu, că până la urmă telespectatorii mă opresc pe stradă și ce dacă dumneavoastră nu obțineți un răspuns, cine ar putea să-l obțină? Nu știu, dragii No, mei, acum când cum vrei vom să obține, iese că tot primarul sau cineva invităm. din conducerea primăriei să spună, știți, nu Nu avem mai bani să avem bani plătim. să. Uite, încă Da, mă zic, simt de la Caracal. poate este doar o bârfă. Realitatea poate este alta. Și, într-adevăr, cum spuneai și tu, așteptăm și noi Un un răspuns răspuns, oficial, da, încep să sigur. mă simt de la Caracal. Știi că la Caracal erau pușcăria pe Strada Libertății, Da, erau vreo Macaraua da, care e închisă între blocuri între când s-au blocuri. construit. Erau câteva chestii care s-au întâmplat doar la Caracal. Avem și noi începutul la Deva, o pistă care se termină, dar nu știm unde. Așa, mergem. Poate așa, Așa, poate Rosie, de acolo a așa, început. ia, n-ai cum, rog, deci să fim serioși. E la capătul trotuarului Piața Aras, se termină într-un coș de gunoi. Eu presupun că la coș de gunoi. Da, Așa așa văd, e. no, nu știu. Am primit poza. Păi până acolo o fi fost proiectul, mă. Zici, Mai departe, te dai jos. unde să se ducă mai departe? Ce să facă? Unde? Zice Rosi că celălalt a fost pe fonduri. Nu știu dacă n-a expirat până la urmă. Măi, Rosi, acum s-o gătat pista, s-o gătat. Dar ce faci? Nu pui un coș de gunoi așa ca la gară. Nu, 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 nu putem. Capăt de Ajungem ca linie, la Caracal. Marlă. Da. Capăt de linie, ce mă Cumva, duc.
Nu, asta e treaba haltă. Facem că nu mai avem gară la deva. Da, avem haltă. O să fie, mă, lasă-mă. Și gară, o să fie. Și gară acum. Da, și rămâne la pagina 264. Și acolo este nevoie de bani. Și CFR-ul, vezi că are probleme financiare, cum le are. Cum că majoritatea se angajează pe acolo, pe la CFR? Nu, pe ei. Tocmai că sunt prea mulți angajați, de-aia nu sunt bani pentru investiții. Ferească nebunul Dumnezeu, dragii mei, toate răspunsurile le vom primi în curând, pentru că urmează campania electorală. Urmează postul Paștilor. Până la campania electorală urmează postul Paștilor de mâine. Tu îți dai seama, în postul Paștelui... Să vezi tu ce n-ai văzut. Dar nu, că se termină în mai. Păi se termină, mai, da, știi. Postul. Da, stai să ne înțelegem amândouă. Și campania începe 10. De fapt 9, 10. 10 da, mai, da, am înțeles, da, că se dă start. Da, fii atent. Perioada de bălăcăreală pe Facebook, Google, probleme, bă, șansa noastră așa la realitate, YouTube, TikTok, Instagram, se dă în zi, acum, știi, că după 10 mai, când se intră în campania oficială, vor fi niște restricții. Nu vor mai putea să se bălăcărească. Exact în postul Paștilor, acum, ei trebuie să fie buni. Nu? No? Nu? No? Buni de gură? Nu? No? Că acum știe partea aia cu pre-campania când putem să... Buni de gură, da, mamă, mamă, ce-or mai fi. O salutăm pe Roxana Olșanski și mulțumim că e alături de noi. O văd online, e reflexie, în 26 aprilie aducem aminte, ne vedem la teatru. Ea și Andreea vor fi pe scenă. De-abia apuc să vedem acest moment, că am înțeles că nu e piesă. Până atunci o să tot revenim cu informațiile despre ce se va întâmpla în 26 aprilie la teatru. Dar până atunci noi rugăm pe domnul Edil să ne comunice, să vină, să ne comunice ce se întâmplă, de ce nu avem lumină pe dreptate, de ce au dispărut lămpile din oraș. Eu zic că ăștia când au venit să-și ieie lămpile alea ornamentale, au luat și becurile, băi, Nicol, din greșeală. Nu, eu altă explicație nu am. Probabil și ei au ceva bani de recuperat, știi? Da. Totuși, în urmă cu ceva timp văzusem un proiect de hotărâre pe ordinea de zi vis-a-vis de schimbarea sau în legătură cu contractul de concesionare a serviciului de iluminat public. S-o fi întâmplat ceva acolo, dar vezi că nici consilierii nu prea obțin multe și mari informații, pentru că tot timpul li se spune, vezi că ești analfabet, vezi că nu știi să citești, ce-ți trebuie atâtea lămuriri, ce-ți trebuie atâtea detalii, știi, o atitudine din aia, nu din partea primarului, că primarul este omniprezent, cel puțin anul ăsta, cred că... Nu știu dacă l-am văzut odată la ședința de Consiliu Local. Mai mi-a tărăsit ceva. Chiar sus avem stâlp, dar n-avem lămpi. Pe partea stângă au rămas numai suporți pentru steaguri. Deci, urmează să se facă lumină, e clar. Va veni lumina. Deci, mă întreabă Lorena Pasco, salutăm pe Lorena. Draga mea, ești bine? Da, iubita, sunt în direct, suntem aici, chiar suntem bine. Mulțumim la Dumnezeu că suntem... Acum știi că cei de la primărie o să interpreteze că am vânat pur și simplu lipsa... corpurilor de iluminate de pe stâlpi, dar nu mai avem ce să vânăm, că nu, stați să ne înțelegem. Tot ce primim sunt de la oameni. Da, lasă-mă. Păi o să zic că noi suntem de vină, că noi am vânat, că noi sunt multe venite de la cetățeni. Să știți că am primit o sesizare și pentru primăria din Simeria. Da, dacă mai avem timp o să discutăm și despre solicitarea domnului Mircea Părăian.
Voiam să spun că mi-am pierdut ideea. Că să zic că cei de la primărie că am vânat faza că, cu, că suntem cu ochii pe ei. Da, noi... suntem cu ochii pe ei. Da, suntem. Pentru că așa trebuie să fim pentru Dumnezeu. Numai că este această lipsă de comunicare. Există un birou de comunicare, de relații cu presa, de relații cu cetățenii, de, mă rog, se transmit comunicate de presă, dar din păcate comunicarea asta a unor informații se face doar pe un singur canal. Că, dar nici pe canalul ăla nu există o explicație de ce stă bulevardul. Că nu-l întreabă nimeni ce se întâmplă acolo, probabil. Dar eu știu, e lipsa de... Ma, trebuie să ai curaj. Mai, trebuie nu. Să ai curaj și să spui lucrurilor pe nume. Și poți să spui, domnule, nu, am intrat într-un blocaj financiar, trebuie să facem un credit de ca să putem să ne plătim restanțele. Da? Ce credit să mai facem, Nicol? Să fim serioși. Spuneau, acum hai să fim, cât am vrea să fim de buni, că de mâine intrăm în postul Paștilor și oricum suntem buni. Astea sunt realități, nici măcar nu sunt minciuni. Bunul Dumnezeu nu ne pedepsește când spui lucrurilor pe nume. Da, acum, hai să fim serioși. Păi, organizația asta, PNL, DEVA, Hunedoara, că județul și implicit municipiul, au făcut cumva un cerc în jurul acestui domn primar, care până la urmă speram noi să facă lucruri minunate, pentru că așa ne-a promis. Există 11 materiale de presă de-a lungul anilor în care el spune Casa de Cultură, Polina, Polivalenta, da. Strandul de la ieșire, noua organizare administrativă și așa. Acum nu s-a terminat da. Cu... Nu zi de astea în cască că s-ar putea să luăm amendă. Nu s-a terminat cu pista de biciclete și cu trotuarele, deja se planifică în sfârșit, după câți ani, modernizarea din fața casei case de cultură. De cultură care arată cum și arată casa de și care n-a trebuie. Fost... Da. Până la urmă, hai să fim serioși, că nu suntem răi, suntem pur și simplu realiști. Se vede cu ochiul liber ceea ce se întâmplă. Adică nu poți să nu vezi. Sau să tratezi cu urmă... indiferență, că e vorba de spiritul până... civic, da. Nu? Și te uiți de jur împrejur, nu cred că mă poate acuza nimeni de răutate. La deschiderea spitalului județean, care e la tine, în municipiu, reședință de județ. Adică cum să nu te duci ca primar, indiferent... Am o explicație, Nicol, am o explicație. Adă-ți aminte ce vâlvă și ce speculații a creat fotografia postată pe Facebook cu Florin Oancea, secondat de Laurențiu Nistor Căstel Avram, directorul medical Demeter și Petre Mărginean, când de la Casa de Cultură au adică avut loc analize la gratuite. O astfel de... Păi ce da, dar lumea a zis, hopa, când trece Oancea la PSD și dar atunci nu... omul, ca să nu mai creeze speculații că el este liberal convins, nu se mai duce nicăieri. Hai pe Ma. Bune, adică despre ce vorbim? Am zis... explicația mea. Deci nu mai mere nici la serviciu, la ședința de Consiliu Local n-a fost, la UPU n-a fost, nu-l mai vezi pe omul ăsta nicăieri. Adică... La bursa a fost? Nu. La bursa locurilor de muncă? Nu. Nu? Nu. N-a fost. Printre deveni acolo? Nu. I-a fost teamă că îl ia lumea la întrebări? Nu știu de ce a fost teamă. Deci asta încerc să spun. Efectiv ne tratează pe noi, pe toți, cu o ignoranță, adică eu așa ceva, nu știu, nu ne putem lua după zvonuri și nu vrem să le dăm în spațiu public și nu-i vrem răul acestui om, dar pur și simplu ne tratează cu pe noi ca și cetățeni. Adică până la urmă ce mare lucru să ieși să spui bă, stai să-ți țâră, că termin drumul ăla. Mai aveți un puțin mai de răbdare. Un pic de răbdare, că da. Vorba omului din oglindă, rău nu e atât de rău, că la final va fi bine. Dar nu se poate să ne tratăm
să fim tratați cu atâta ignoranță. Nu vreți să veniți la Hunedoara 1 TV? Ok, nu vreți. Mergeți la alt trust. Da, dar măcar... informația există, ți-am zis, comunicate de presă. Ei comunicatul de presă, îl publică ce știu eu ce... Am văzut că se pun flori în oraș. Când ceva comunicată de presă, era directorul Săpei Gemenului, spunea că în curând locul de joacă va fi gata și că se pun flori în oraș. Păi da, vine primăvara acum, trebuie tot floricele pe câmpii, hai să ne jucăm copiii de administrația. Hai să vedem ce se întâmplă cu restul. Asta e important. Pe da. Din afară spăit gardul. Înăuntru leopardul. Da. La noi, la Sebeș, există la lăsarea secului un frumos obicei, cum ar fi în această seară, opaițe, fraților. Opaițe. Merem, aducem niște cauciucuri, știi, să fac acele cârpe, să pun cauciucuri, să fac acele Doamne, cârpe ferește. Să dă foc. Păi ne rezolvăm cu luminile la Deva. Da, și ne ia protecția mediului și garda de mediu pentru poluare și așa... Suntem, nu știu dacă se mai suntem. Păstrează obiceiul, o să pe Facebook probabil, dar dacă vor face într-o altă emisiune, vom veni cu... Acum există riscul că dacă postează imediat imagine. Se duc și amendează, cum să arăți, cauciuce. Păi nu mai fac, din noi făceam pe vremuri din cauciuce, acum când vor nu face era așa, așa de mare așa poluarea. Și, da, și cu motorină și mi-am dat foc la căciulă într-un an. Când, vreau da, să spun, așa suntem, vreau mai să avem spun 4 minute, nici că atât. Suntem așa de departe de targetul maxim de poluare, noi românii, România, știi? Pentru că avem închis tot, producție foarte puțină, apropo de protecția mediului, suntem departe. Apropo de valorile... Dar pentru asta tot primim sancțiuni, dacă facem una și apropo alta. De valorile de poluare, poluare Nicol a fost europarlamentarul Teheș la Deva ieri și am un sincron despre... toată povestea asta, tu probabil vei face știrile alături de Petronela Tămaș astăzi și acolo veți afla, dragii mei, la știrile Hunedoara 1 TV, foarte multe informații. Mâine dimineață ne revedem aici, la Dale Dimineții. Nicol, mulțumesc! Ne cu vedem drag, lunea viitoare în direct. Și nu se știe dacă vine apare vreun eveniment, noi intrăm pe repede înainte. Dar până... Eu mi-aș dori într-o luni dimineața să nu mai fiu eu și să fie primarul Florin Oancea aici și să faceți o emisiune tocmai pe tema asta cu pro și contra, știi? Eu îmi doresc, l-aștept. Ușa e deschisă oricând, cu dragă inimă. Am tot respectul pentru domnia sa, îl cunosc de foarte mulți ani. Nu înțeleg ce s-a întâmplat, nu înțeleg de ce a intrat în acest cont de umbră. Nu înțeleg de ce atâta ignoranță față de cetățenii Devei și chiar aș vrea să înțeleg. Îl aștept cu dragă inimă să dezbatem când are putere și, nu știu, cred că îi lipsește și un dram de curaj și știu că este foarte credincios și va intra în post de mâine pentru că asta îl caracterizează. Da, mă, asta este explicația. Ai văzut? Dragii mei, rămâneți aproape de noi, noi mereu cu sufletele curate, vă doresc post binecuvântat, cu pace în suflet, dar mâine dimineață, alături de mine, aici, la Dale Dimineții, va veni John Pârva, președinte UAPR, filiala Deva. Despre cine este vorba, ce are de spus, ce înseamnă UAPR, filiala Deva? Mamă, ce amintire am și cu John. Da, vom afla mâine dimineață de la invitatul meu, John Pârva. Până mâine dimineață, intrăm în postul Paștelui cu sufletul curat, cu gânduri bune, cu, nu știu, cu inima plină de bucurie, că așa... Și de speranță. Da, că vom primi lumina în ziua în care... ea va apărea dintr-un miracol. Până mâine dimineață, până la miracol, eu vă spun doar simplu. Vă iubesc!